Iată-ne la un nou episod de podcast, la Da Bravo, așa cum v-am obișnuit. De data asta am un invitat căruia aș putea să-i spun lejer tată. Dar cum îi zic deja lui Chișu și am și un tată natural, o să-i spun Toni Grecu pe numele lui. Am sunat la aplicația, de fapt am intrat pe aplicația Taz, am comandat un platou ceva de mâncare pentru că omul mi-a zis n-am mâncat de 2 săptămâni în speranța că o să mănânc ceva bun la tine la emisiune. Emagul ne-a trimis un vin senzațional, un rozet pentru că îl știu ei pe Toni că e mai pe fines așa și că bea de rupe. M-au ghicit, e bine. L-au ghicit, așa că ce să mai, începem podcastul, dar nu înainte de a vă mulțumi că ați dat subscribe la îndemnul meu așa cum v-am rugat și că din asta trăim pe YouTube, din subscribe-uri, din like-uri, ce să le dăm și noi la copii să mănânce. Vă mulțumesc mult încă o dată și pentru faptul că am fost în trend sus de tot acolo printre manele, eu și manelele, iar vă mulțumesc. Începe podcastul Da Bravo cu Toni Grecu. Mi-a plăcut prezentarea ta. Da? Vorbești legat, frumos, fără prompter, nu e prompter, deci nu e prompter, vă spun eu, nu e. Bobonete este unul dintre oamenii pe care îl apreciez din cauza fluenței vorbirii. El nu se bâlbuie, dacă ați observat. Puțini oameni fac chestia asta. Mai e Andreea Esca, mai sunt vreo 2 fete pe care le-am văzut pe internet și care fac tot felul de exerciții ciudate, cu cuvinte ciudate pe care le rostesc cu mare viteză. Și eu uneori când sunt în formă. Astăzi nu știu dacă o să fiu în formă. Păi, Toni, știi ce vreau să zic? Că dacă mai stăteam puțin, făceam dracu memoria cu tine. Am tot tras, am zis, bă, ce se întâmplă? Deci ai scăpat de toate până la urmă. Ai făcut tu cum ai făcut, de ai scăpat, mă. Nu, eu neapărat. Nu, e o chestie care cred că se cheamă destin și care a trebuit să mă împingă în brațele COVID-ului să văd cum e. Ce eu, frumos ai spus, în brațele COVID-ului. În brațele COVID-ului. Am băgat nasul în brațele COVID-ului. Da. Pentru că el intră pe aici, știi? Da. Pe aici intră și se... La mine s-a oprit aici. Localizează. La cei norocoși se oprește aici. Da. La cei mai puțin norocoși se răspândește prin corp. Eu am fost mai puțin norocos spre deosebire de tine. Total invers față de cum s-ar crede. Dar experiența mea este mult mai bogată decât experiența ta. Nu ți-o doresc. Băi, și nu o doresc nimănui. Toni, nu există. Prin ce ai trecut tu și faptul că ai prins și bonusul, știi, la specială, când îți dă 3-4 șeptari, tu ai luat 5 șeptari, băi, un ecran de șeptari, ai prins incendiu acolo. Când ia foc spitalul în care ești internat. Când mai ai vreodată spitalul foc și tu să fii acolo? Eu, nefiind obișnuit cu spitalul, eu n-am mai fost internat niciodată. Ba nu, o dată pentru o pietricică la rinichi. Da. A fost o chestie așa, o joacă, o glumă. Da. E prima dată când am stat în spital, dar am stat în spital. Serios? Nu am glumit. Eu chiar am crezut că-ți dau bani ăștia. Am stat lipit de pat 3 săptămâni. Ți-au dat bani, nu se poate. Ok, dar nu vreau să vorbesc despre asta, că am vorbit foarte mult despre asta și n-aș vrea să punem amprenta asta de la bun început pe discuția noastră. Caz. Dar am un cadou pentru tine. Te rog. Pe care îl consider de sezon și am zis, băi, dacă mă la Bobonete și vreau să fac audiență, trebuie să-și pună asta pe față ca să vadă ce înseamnă măcar un pic. Asta e COVID-ul. Asta este o mască pe care tu ai avut-o acolo. Nu am avut-o chiar acolo. Nu, n-am avut-o chiar acolo. Am avut-o la un tratament cu oxigen, deci oxigenoterapie. Toni, l-am făcut. E nouă-nouță. E nouă-nouță. Și ăsta se pune aici la ceafă și stai cu ea așa pe nas. Așa. Eu fac un nod aici. Fă-i un nod. Da, exact. La urmă... Și hai să încercăm să vorbim așa, un pic măcar. Da, dar intră pe undeva aer, nu? Intră pe tuburile alea. Dacă mă îngălbenesc așa ușor? Sar eu pe tine și îți fac respirație gură la gură. Na, deci e o formulă comică a măștii de oxigen din spital. Tragi bine? Te simți bine? Nu, dar cred că din cauza că am înodat-o... Nu mai intră aer, dar intră doar din gura mea. Deci ești bine. Eu cu o mască de asta am stat 3 săptămâni, prin care am luat 8-10 litri de oxigen la început, după care a scăzut treptat până la 1 litru. Și vreau să spun că n-a fost cea mai confortabilă
perioadă din viața mea. Adică cât chiar deloc. Cât mai este litru de oxigen? Băi, nu știu, acum depinde de unde îl iei. De la Balș e mai scump, la urgență e mai ieftin, la ăștia care sunt la ortopedie, care s-a deschis acum, cred că e cel mai bun, cel mai ieftin, că e proaspăt. Ia e ca la sifon, eu cred că e ca la sifon. Și e și promoție. E și promoție, asta e bun. Avem oxigen la liber. Toni, știi ce mi-a rămas în cap? Un singur lucru vreau să intervin în perioada aia. Mi-ai zis la un moment dat că eu te-am întrebat, bă, dar cum dracu eu care beau, fumez, nu fac sport, așa? Am avut o formă ușoară și tu, care ești un tip destul de atent la ce înseamnă alimentație, sport și așa mai departe, Tandura, și mi-ai zis, pentru că am trecut prin furtuna de, dar nu mai țin minte, da? Sistemul imunitar, da. La unii oameni, o ia razna. În sensul că acționează mult mai violent decât e cazul în prezența unor germeni, a unor dușmani. Are legătură cu cât e de puternic sistemul imunitar, da, în momentul de față. La oamenii care au sistemul imunitar puternic, acesta riscă să o ia razna. Uh-huh. Și la mine s-a întâmplat acest lucru și a inflamat plămânii într-o măsură mult mai mare decât era cazul. Să nu-i Dumnezei măsii? Bă, cum ar veni? Eu n-am reușit să stau de vorbă cu el, adică am încercat să stau de vorbă cu el, dar nu m-a ascultat. Eu am făcut asta în pandemie, știi că ți-am povestit că m-a pus terapeuta să vorbesc cu COVID-ul? Și? Ai reușit să ajungi la o concluzie cu el? Da, nu mi-a fost rău, i-am zis, bă, bine ai venit, simte-te ca acasă. Și da. Nu mi-a fost rău, la tine a fost furtună. Am făcut-o acasă în primele 3 zile. Adică eu când m-am dus la spital la 4-a zi, eram cu plămânii jumătate praf. Deci, ca să ne înțelegem și să nu mai spună cineva că nu există asta, că există și există pentru unii într-o manieră foarte, foarte gravă. Există. Eu n-am fost în forma aia de ATI, de să fim serioși, adică erau oameni acolo, colegi de salon cu mine, care luau 22 de litri și pe nas și pe gură, că aveau chiar plămânii praf, flenduri complet, știi? Toni, tu trecând prin toată treaba asta și povestind-o în stilul tău caracteristic, pentru că tot timpul pui și o notă de umor la toată treaba, lumea are tendința să creadă că a fost ușor. Eu știu foarte bine că n-a fost ușor, tu ai explicat acum, dar adevăratele drame, din ce vorbeam cu tine, sunt cele care s-au întâmplat pe lângă tine din cauza COVID-ului. Da. Adică acolo este dramatic, de-a dreptul. Dacă nu-ți pierzi mințile înseamnă, și ești din spital, din secția de COVID normal, e bine. Pentru că te urmăresc imaginile alea și riscă să te urmărească mult timp sau poate chiar toată viața. Eu, slavă Domnului, nu pot să spun că am uitat, dar încă sunt logic în conversație. Băi, erai și atunci, sunt coerent. Erai și atunci, apropo de mesajele noastre, cum ne schimbăm noi mesaje, noi niciodată nu dăm mesaje, ca să știți, de genul la mulți ani, Toni, la mulți ani, băi, o întreagă urologie. Și apropo de asta, știu că ți-am scris în spital și mai eram cu cineva, mai eram cu niște oameni și la un moment dat, când am aflat că erai acolo în spital, am pus mâna pe telefon, am început să scriu. Ideea e că am început să râd atât de tare și am adurat jumătate de oră la toată conversația aia pe care am salvat-o și am zis, rămâne pentru mine și pentru sufletul meu. Am râs atât de tare încât oamenii ăia, la un moment dat nu mai m-am întrebat, e sigur bine dacă râde boul ăsta? Zice, nici nu vreau să știu ce-i scrie ăla la altă acolo. Era o conversație, dacă nu mă înșeală memoria, care se petrecea imediat după incendiu. Și eu te-am întrebat clar dacă ai fumat de ce ai fumat în salon. Și eu ți-am spus că nu, eu nu-i vina mea și mai departe nu mai spun. Nu mai spun, da. A fost într-un fel, dar în schimb să știi că am mesajul păstrat de ziua mea de anul trecut, care e din seria de mesaje și ce-i drept, eu am început să știi, de fapt e de la Revelion, fie. Toni, să știi că nu știu ce ne-a înstrăinat mai mult, COVID-ele, banii, interesele ascuse sau pasiunea pentru bărbații cu mare pe care amândoi o împărtășim, dar cert este că mi-e dor de tine, am zis eu. Aș vrea să ne prind anul nou împreună, pe o prispă, undeva la țară, îmbrăcați în căcaturile alea de in și la 12 noaptea să privim spre apus amândoi cu 2 ciocanele în mână și să strivim corola de minune a lumii. Nu mă droghești, doar am vrut să știi că usturoiul pisat face ravagii dacă îl tragi pe nas. Și am zis așa la final, te rog, pup-o pe Cristina și lui copil o palmă peste ceafă și când o întreba Dici, tu îi zici, las că vezi tu Dici. Și tu mi-ai scris așa,
Vorbește așa frumos ca să nu-mi dai aia 300 de lei pe care ți-am dat să plătești amenda când te-a prins poliția dezbrăcat pe trotinetă mergând pe DN1 spre Otopeni. Așa erai de beat. În fine, să zicem că a uitat. Deși cât despre ciocănelele alea, să știi că eu le-am pregătit să sparg cu ele orice, inclusiv corona de minune a lumii. Dar cel mai simplu, cred că o să-i sparg geamurile de la mașina lui Natanticu, că și l-are să-mi dea 180 de lei din 2014. Când a pierdut la păcănele și ghetele din picioare, cretinul. Nu mai continu, că mai iau draci câți bani am recuperat. Să nu tot să fim. Când ai chef, poți veni la mine la o alergare prin păcate. Da, băi, mă rog. În fine, și acum... Asta e literatură de WhatsApp, nu? Da, dar este superbă, pentru că acum lumea o să-și dea seama dacă așa sunt mesajele de Crăciun, cam care a fost conversația noastră cu tine aflându-te acolo în momentul incendiului. Ești unul dintre cei cu care am conversat mai mult. Nu puteam vorbi, nu puteam vorbi. Nu puteam vorbi că stăteam cu chestia aia pe nas. Și nu puteam să o dau jos, cum să vorbesc, să nu se înțelegea, mormăiam mai mult, știi? Și mai târziu când te-am auzit cu vocea, nu era vocea ta. Nu. O bună perioadă am fost slăbit. Bine, dar ți-am ridicat puțin moralul. Dar acum sunt ok ca să înțeleagă oamenii. Asta e vocea ta. Sunt ok și... Adică am recuperat tot ce era de recuperat. Eu am încercat să te ajut, Tony. Tot ce am putut să fac, mesajele alea. Băi, atât de mult contează să... Să râzi un pic sau să măcar să zâmbești un pic atunci când ești singur în spital, pentru că bolnavul de COVID e singur. E atât de singur cum nu mai e niciun alt bolnav pe lume, pentru că nu poate să-l viziteze nimeni. Plus că și nu intră nimeni. Iar oamenii ăia cu care intri în contact sunt niște astronauți, cosmonauți, nu le vezi fețele, nu le vezi ochii, nu... Au geamuri pe față, măști peste măști, combinezoane. Și intră acolo. Sentimentul pe care l-am avut când am intrat în secția aia de COVID a fost că intru într-o ghenă. Era o... E ca, secția de COVID e ca un loc de care oamenii trebuie să se ferească cu orice preț, pentru că e un loc spurcat, e un loc infectat, e un loc mizer. Am înțeles. Și asta e sentimentul pe care îl ai. Că omenirea este, a inventat o genă în care își aruncă niște oameni, niște semeni, da? Ca să îi oblige să treacă printr-o experiență incredibil de grea. Chit că ai formă ușoară sau formă grea, în momentul în care intri acolo, ai un șoc. E un șoc, înțelegi? Și vreau să mă și opresc aici cu subiectul. E a doua oară când spun chestia asta. Foarte bine, dar... că urma să povestești și de asistenta care a venit și te-a mâncat pe... când dormeai. Ei, bine. Sunt lucruri mult mai complicate. Da. Nu pot să ți le spun. Știu. Adică mai complicate și mai sensibile. Rămân dar nu. Între noi. E vorba și de băieții cu care am stat. Dar nu, mă lasă. Așa. Bun, băi, știi, știi cum e să faci chestia asta cu mască de oxigen? E greu. Oh, îmi închipui. Oh, băi. Da, păi trebuie tăiată. Da, în fine. Și se aude într-un fel. Lasă-mă, dracu, face Tony. Ca o molfoială, ca un fel de... Și se, că asta, masca de oxigen, are, e ca o cutie de rezonanță, știi? Da, aruncat-o acolo. Se aude, aia se aude într-un fel și prin tuburile alea. Nu, mai lasă-mă în pace, că numai asta nu vreau să știu, Tony, ce să mai... Ia oamenii să înțeleagă că... Da, o să zic, băi, nene, bă, ce... Da, în fine. Băi, asta era, Tony, vreau să... Primul subiect a căzut, că asta vreau să te întreb și, de fapt, vreau să vedem mesajul tău către ăștia care încă nu cred că există, de genul, bă, nu vă jucați, e belită treaba. Mesajul meu concret este așa, dacă ai mai mult de 2 zile frison și temperatură peste 38 de grade, du-te la spital, nu sta acasă, pentru că riști să te nenorocești. Și al doilea mesaj este, după ce ai ieșit din boală, consultă un pneumolog dacă ai plămâni afectați. Pentru că, de asemenea, riști să te nenorocești. Cam asta este ideea. Perfect. Atât. Și am terminat. Bun. Trecem la treburi serioase. Să trecem la treburi serioase. De când ai mustața asta și dacă ai dat-o vreodată jos și cum te-ai simțit? Că uite, eu acum am dat-o jos după final. I-am dat-o jos în spital. Înțelegi? Că te încurca la masca aia și la treburile cu băieții. Băi, dar... aveam nevoie de o schimbare. Îți jur. Eu nu am făcut baie 3 săptămâni. Nu m-am spălat, adică m-am spălat așa cu
o cârpă cu o lavetă, cu o lavetă, așa pe corp, pentru că odată că eram cu mască și mergeam cu mască peste tot, inclusiv la toaletă, da, și nu puteam să, așa, da, și aveam branulele. Da, da. Și nu aveam cum să mă ud. Și având nevoie de o schimbare, într-o zi, ai de demonstrat. Da. Și când au venit doctorii, n-au zis, unde e domnul? Nu, că nu vedeau, că eram cum... Deci era doar o schimbare pentru mine, că era cam așa. Luam aia de pe, da, de pe nas, pac, 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 pac. Era la rapid. Iar o luam, iar mai intră așa, iar mai trăceam două gânduri. Wow. Deci a fost o chestie așa de suflet. Mai mult pentru, da, tine, pentru, da, mine. Foarte intimă. Cât puteam să mă uit eu în oglindă fără mască, două, trei respirații. Bă, e bine. Bună la loc, da. Excelent. Eu aș vrea să te întreb dacă cumva ți-ar propune un brand ăsta puternic în ale shaving-ului, să o dai jos. Pentru Gilet. Câți bani, da. Pentru câți bani ai dau-o jos? La perfecțion masculin. Pentru câți bani aș dau-o, da, jos? Da, că le-ai ce, bă, o dau jos de la suma de în sus. Băi, nu știu, ar trebui să negociez. Dar cred că, nu știu, să dau o sumă, cred că ar fi inutil în discuția asta cu tine. Ar fi o sumă mare sau o sumă mică, măcar atât tot. Ca să știm cât de mulți la un stat. La foamea de acum, cred că ar fi o sumă mică. La foamea de acum le-ai dat tu niște bani? Doar să ia pe tine reclamă, nu? Glumesc, da. În fine, mustața nu a fost dintotdeauna pentru mine o marcă personală. Pentru că... am început cu barba, adică o barbă adevărată. Eu am fost în studenție un tip bărbos, skinny cu barbă mare. Uh-huh. Deci asta a fost, aia a fost marca mea în studenție, până am terminat facultatea și am început să lucrez. Dar mi-am dat seama că am făcut-o din frondă. Era o frondă față de... toată porcăria care mă înconjura pe mine atunci, propaganda partidului, comuniștii care te vroiau să fii frumos și ferchezuit și cu perciunii tăiați și cu freza făcută. Și azi, bă, nu. Nu, eu nu vreau asta. Vreau eram așa. Într-un fel, băi, era ca un călugăr. Da. Adică ea, hipsterii ăștia, acum nimic pe lângă ce eram eu atunci. Și a fost cool și interesant până la un punct. Când am intrat în rândul clasei muncitoare, da? Da. Și m-am trezit la poșta din Bacău, stagiar la poșta din Bacău, da? Da? Și am constatat că sunt un fel de călugăr printre îngeri. Adică, ce într-o după-amiază, tot colectivul de la poșta din Bacău a fost urcat în autobuze și dus pe un câmp la depănușat porumb. Deci trebuia să facem muncă voluntară. Așa era atunci. Asta mă gândeam acum. N-are nicio legătură cu stagiarul de la poștă care trebuia să facă chestii legate. Băi, eu am făcut electronică și telecomunicații, secția de telefonie. Deci o chestie foarte cool. Și azi foarte cool. Poate cea mai cool. Și am ajuns să lucrez la poșta din Bacău. Și nu că să lucrezi la poșta din Bacău, să duci la depănușat de porumb. Stăteam prin niște birouri pe acolo și spuneam bancuri. Atât. Asta făceam. Spuneam bancuri și nimic, de fapt. Că, mă rog, da. Știi cum e comunismul? Cel mai... Eu nu știu, că eram destul de mic, abar n-am. Mă rog, cine e harnic și muncește are tot ce vrea. Cine e leneș... Cum dracu e, mă? Cine-i harnic și muncește are tot ce vrea, cine-i leneș și chiulește are tot așa. Deci asta este principiul comunismului, da? Da, da, da. Asta am aplicat și eu, păi dar nu, fără să vreau. Că vă ducea la depănușat. Pentru că eu nu puteam să fiu inginer într-un birou unde învârteau niște femei, niște hârtii la poștă. În fine. Și când am ajuns pe în câmp, da. Băi, mi-au intrat pănuși de aia prin barbă. Băi, și dacă nu m-am scărpinat, și m-au dus și a doua zi. Cu tot colectivul. Eram, noi puneam umărul la creșterea și sporirea, da, producției agricole. Hectare, da. Căci clădeam societatea socialistă multilateral dezvoltată. Păi cine s-o credească dacă nu voi la Bacău? Ce s-o clădești? N-aveam nicio treabă. Stăteam, fumam pe lângă căpițele aia de... Căpițe sau cum se cheamă? Căpițe, da, nu mai... Așa. Dar știi ce vreau să te întreb? Și am zis, bă, gata. Și m-am bărbierit. Și din momentul ăla n-am mai purtat barbă. A dispărut. Da. Apropo de chestia asta, să știi că e ciudat ce spun acum, sau poate că nu.
am început din ce în ce mai mult să aud sintagma sau propoziția la oameni la care oricum nu mă aștept să aud, că, domne, că ce bine era, mai bine era, mai bine pe timpul lui Ceaușescu. De multe ori atât de mult mă uimește sau mă intrigă încât nici nu pot să răspund, adică nu mă aștept de la omul oamenii ăla. Oamenii respectiv probabil nu au trăit atunci. Ba nu, oameni care au trăit atunci, de asta spun. Vezi, memoria este înșelătoare, memoria este selectivă. Noi reținem doar ceea ce ne place. Stai, mă, Toni, cât de selectivă era, că asta vreau să te provoc selectiv pe tine. Să spui tu de ce nu era mai bine pe timpul lui Ceaușescu. Băi, și de ce n-ar trebui să regretăm perioada aia? Sau măcar să nu o zicem, să ne exprimăm așa la un pahar. Dom'le, era mai bine pe timpul lui Ceaușescu. Du-te, dracu, de comunismul este bun în teorie. Dacă citești despre comunism sau, mă rog, principiile la care stau la bază, sunt excepționale. Este societatea ideală. Dar este utopic. Suntem egali, utopic. Nu poate exista. Asta zic. Dar în momentul în care s-au luat scrierile lui Marx, Engels, Lenin și s-au pus în practică de către Stalin, n-au funcționat, da. Așa, tătucu, s-a ajuns la o nenorocire. Și concluzia asta este. Care sunt pilonii pe care se sprijine comunismul? Foamea, frica și propaganda. Ăștia sunt cei trei piloni pe care se sprijină comunismul. Vrei să trăiești într-o societate în care să nu ai mâncare decât pe cartelă? Vrei să trăiești într-o societate în care să-ți fie frică să vorbești sau să spui ceva ce ai pe sufletul tău sau în capul tău? Pentru că ar putea să te salte imediat un milițian să te ducă să... Pe pușcărie, direct. Așa? Ai vrea să trăiești într-o societate în care să te uiți tot timpul în spatele tău să vezi dacă nu cumva e cineva care să te urmărească? Nu cred că ai dorit chestia asta. Eu am copilării la... Dacă aveam locuri de muncă, toți! Asta e altceva, și că exista o porție și că unii se descurcau, că e mai mult pe unii. Bă, eu m-am descurcat. Tu te-ai descurcat. O parte din copilăria mea la Giurgeni, și știi foarte bine, ți-am povestit, la ASE, mama fiind agronom și așa mai departe, s-a petrecut pe o fostă pușcărie politică. Doar că în 82, când ne-am mutat noi la Giurgeni, am mai prins pușcăria. Încă un an sau doi. Și mi-aduc aminte, gardurile alea erau duble de sârmă ghimpată, în care îi scoteau pe deținuți la plimbare în curtea aia. E, oamenii aia n-aveau fețe de infractori. Asta țin minte, păi și nu, a mea a rămas. Păi nu, pentru că erau fruntea satelor. Aduși de prin Banat, în primul rând. Foarte mult strămutați de prin Banat, care oamenii s-au opus colectivizării. S-au opus. N-au vrut să-și dea pământul. Rămas la familia lor din moș-strămoș. Au muncit pentru el. Pentru, la vremea aia, pământul era sufletul țăranului. Uh-huh. Da? Nu e ca acum. Comunismul acum a venit și l-a luat. Da. Așa. Bă, ei lua direct și îi băga în vagoane, fără ferestre, fără... Și ducea în bărăgan. Și ducea în lagăr, în bărăgan, și îi punea să-și construiască case, gospodării și așa mai departe. Mulți dintre ei au și rămas acolo, țin minte, după toată treaba au rămas că nu s-au mai putut întoarce, mă rog. De aici amalgamul ăsta și la Giurgeni, unii sunt moldoveni, unii sunt prin Banat, au deci, rudele. Nu vrei să trăiești asta. Nu. Deci, și eu nu cred că un om sănătos, normal, dezvoltat, își dorește să trăiască ca pe vremea aia sau ca în Coreea de Nord. Că e un exemplu contemporan. Intri pe... Cu toate că nu știm exact ce se întâmplă acolo, sau nu știu dacă acolo este mai rău decât ce am avut noi, sau... E mai rău. Zici? E cu siguranță, e mai rău. Da. E mai rău, e mult mai rău. Acolo frica este absolută, adică... Păi și foamea, presupun. Și foamea, bineînțeles, că astea merg mână în mână în comunism. Frica cu foamea sunt mână în mână. Dar, din punctul de vedere al propagandei, totul este minunat. Deci, cea mai mare minciună a omenirii este comunismul, așa cum l-am văzut eu. Eu vorbesc acum în nume personal. L-am trăit, l-am văzut. Bine, n-am avut neșansa părinților mei să îmi desfășoară aproape toată viața în comunism. Și doar o bucățică până da, oricum te-a marcat. Aproape 30 de ani, știi? Adică, nu. E de ajuns, te-a marcat. Acum, am înțeles tot, am văzut tot. Dar după aia... mi-a dat Dumnezeu și tuturor celor din generația mea, a dat Dumnezeu șansa să trăim în două orânduiri sociale. Da, da? Să prind și eu... Bine, și asta adică a doua nu prea mult 30 schimbată. De ani în comunism și următorii 30 de ani acum în democrație.
eu pot să fac o comparație foarte... O democrație de centru-stânga. Discutăm despre asta și ne întristăm. Păi nu, dacă ai idee, e o democrație de-aia în ghilimele. Eu aș fi vrut să fie, sau îmi imaginam viața după comunism, un pic altfel. Dar sunt mulțumit și așa cum e. Că numai e, să nu fie... Numai să nu fie ca aia, pentru că am înghițit prea multă sărăcie atunci. Adică atât de multă sărăcie și tristețe și umblam prin București cu o plasă, asta aveam. Averea mea era o plasă și mă mutam din gazdă în gazdă cu plasa aia. Știi? Aveam... Asta e tot. Era greu să faci umor în perioada aia sau să spui bancuri, era frică? Asta a fost cea mai tare chestie. Adică dacă e ceva bun și frumos în perioada care aia? Să-mi fi rămas în minte, asta a fost. Spectacolele și cu colegii și cu lumea studențească de atunci, umorul de atunci nu mai este acum. Și da, mi se pare că era dificil cum scriai ca să nu sară în ochi și cum scriai de fapt să-i faci și pe ea să râdă din sală și să se prindă că de fapt ai vrut să zici asta, știi? Adică monologele lui Toma Caragiu le-am văzut, alea în care era bazat pe aluzie. Da. Umorul era inteligent. N-aveai cum să spui direct pe față, Ceaușescu da. Să-ți o trag, că n-aveai cum, că da. Dispăreai pur și simplu. Dar găseai o formă. Găseai o exprimare inteligentă, elegantă și era un joc între omul de pe scenă și public. Da, dar asta mă gândesc, că era o chimie între voi ca ala să înțeleagă lucrurile astea, deci, tu uite, să le transmiți să într-un fel. Știi, care primul meu număr pe scenă, eu... student în anul întâi da. De facultate. Primul meu număr de umor pe care l-am făcut vreodată pe scenă a fost un spectacol la Festivalul Gaudeamus în Iași. Era o luptă între două facultăți pe scenă, știi? Da. Cu folclor, cu umor, cu muzică ușoară, cu folcul ce era. Și un juriu dădea note și una dintre facultăți ești cea câștigătoare. Și eu am participat la acest festival cu un număr. Da. Jucam rolul unui moș cioban, bătrân, da? Cioban bătrân. Și a venit la mine un culegător de folclor. Și îmi lua un interviu. Moșule, poți să ne spui un cântec de viață nouă? Că am auzit că ești culegător de folclor. Și eu zic, da, măi, că da, pot. Și știi un cântec frumos care să evidențieze victoria socialismului și viața noastră nouă pe care o ducem acum? Da, măi, că pot. Hai, cântă-ne-l. Acum. Hai, moarte, blastamat. Moșule, am zis ceva vesel, ceva care să arate că trăim bine. Bine, că e tot... Poți să cânt? Pot. Hai zi. Moarte, blasta mată. Și tot cas la noi la partă. Omul câtui de bătrânul, tăți se duși suschinându, jel în urma lui lăsându. Hai vină și ne spune cum e drumul în cei lumii. Drumul lung și ciotoros, cine s-a dus, nu s-a întors. Off, on, off. și atenție. Când cântam eu asta, da? Moarte, blasdamată, unde mă uitam eu? Deasupra era tabloul lui Ceaușescu. Și era la finuț așa, adică, da. Hai vină și ne spune... Cum e drumul în cei lume? Păi, lumea era în delir. S-au prins, era clar, mesajul era clar. Băi, publicul era... Plus că erau tineri, voi erați într-o competiție studențească, în public erau toți studenți. Colegii noștri, da, da. Era o atmosferă de frondă în rândul publicului studențesc, cum acum nu mai există, pentru că n-ai la ce să mai faci frondă. Adică, ai, da, te duci direct pe stradă și da. Înjuri guvernul, pe... Eu înjuri pe oricine, dar nu te bagă nimeni în seamă. Adică, de ce să mai înjuri?
Atunci era altceva, știi? Na, și ți-am dat un exemplu. Cum se făcea umorul din perioada aia și cât de greu sau deci cât era, de... asta a fost debutul meu. Și a fost succesul așa de mare că imediat am fost cooptat într-un grup de umor, știi? Al facultății, grupul Asterisk, în care am evoluat vreo 2 ani, câștigat premii pe la festival grupul de umor. Grupul de umor însemnând ce? Niște băieți care scriau și unii care interpretau? Jucau, sau cum era structura? Și am participat și la festivalul de teatru și la festivalul de umor, am câștigat premii, băi, adică... Era important asta, erau competiții, erau grupuri de umor în toată țara. Și după aia a venit, divertis, aia a venit adică eu am pornit înainte de Divertis, vreo câțiva. Cine era la începuturi? La fondatorii Divertis, de fapt, primii oameni care te-a ciuat și ai zis gata să începem. Cu Constantin Florin și cu Doru Antoneți, adică colegi de grupă. Și erau și la facultate cu tine? Colegi de grupă. A, de grupă, în aceeași colegi grupă. Colegi de grupă. Azi deci erați... Hai să facem și am făcut-o. Bravo. N-ați făcut un lucru rău și recunosc că am crescut cu bună bucată. A fost bucată cel mai tare lucru din cariera... Da, noastră, ca să zic așa. Eu nu sunt foarte bucuros că am prins să lucrez cu tine la SRC, chiar și după ani de zile de când nu mai exista Divertisul sau nu se mai făceau spectacolele alea, dar mi-aduc aminte nebunia pe casete și pe și țin aproape minte integral spectacolul ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani. Deci eram da, o mare fan și știi foarte bine că am fost prieten foarte bun și cu Ghiuri Dumnezeu să-l ierte că am și filmat cu el, iar poveștile cu Ciuca și cu toate alea da, sunt legendare. Sunt, istorie, da. Iar unul dintre momentele care face acum foarte multe vizualizări pe internet este cel de la Uniter, de la Gala Uniter. Băi, ăla... Ăla a rupt, băi, Tony, mă, nene, cum era arhiva actorul, de aur. Regizorul. Da, da, da. Doamne, și îmbulgărește da. Cum... Da, da. Glume bune. Da, nu da, mai... da, felicitări, 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 domnul. Tony, știi, când zici Tony Grecu, are o rezonanță de aproape filmul american, da? Știi, Tony Soprano, Tony Montana, Tony Grecu. La tine, de ce Grecu? Adică, de ce Grecu? Adică, nu ți-aș plăcut să-l schimbi la un moment dat, să zici, bă, mergem în Montana sau ceva? Sau Soprano. Ce mi-a plăcut mie filmul ăsta, Clanul Soprano. Doamne, ce bun. Dar dacă ai fi trăit în America, tu tot timpul ai zis că dacă ai fi trăit acolo, tot ai fi prins un rol de un minut într-un film. Băi, mie, acum să spun sincer, nu mi-a fi plăcut să trăiesc în America. Dacă ai fi stat acolo mai mult decât ai stat, că ai așa, stat. Da, a, și să joc într-un da, film. Că, da, ce ți-ar fi plăcut să joci? Cam ce rol ai fi vrut să ai în apariția aia de un minut? Băi, Tony the Greek, așa apărai pe... Ce roluri mi-ar fi plăcut mie să joc? Da, la final să zici, uite mă, am fost în filmul băi, ăla, mi-ar fi plăcut ăla. Să joc... Bătrânul cu... Să joc în locul lui John Travolta în Saturday Night Fever. Da. Care este un film și... comic și muzical, dar pe râs, eu am râs mult. Lui. Adică e, cu, știi, este filmul de la care a pornit disco, da? Curentul disco. Deci era mare, în mare vogă atunci. Și John Travolta cu figurile lui, cu băi, cocalarul de atunci. Da, era, da, era. Și cocalarul de atunci, și cu pantofii cu toca. Deci era. Este străbunul cocalarilor, știi? Da. Așa. Și deci asta mi-aș plăcut să fiu scaunul pe care stătea Sharon Stone când a jucat în Basic Instinct. Deci scaunul, mi-aș plăcut scaunul să joc rolul scaunului. Scaunul cu ochii în față, presupun că fața deci, ar trebui să fie așa. Deci aia este una dintre marile secvențe ale cinematografului universal. Deci Sharon Stone de pe scaunul. Mi-aș fi plăcut să fie scaunul. Știi așa. Că drama ar fi fost să fie picioarele lui sau ceva să nu vadă, spătarul, nu nene. Aia. Acolo, cu ochii mari așa. Așa. Domnule, cine e scaunul? Tony Grecu și... din România, a venit special să joace scaunul. Mi-ar mai fi plăcut să fiu Darth Vader. Ăla care respiră greu. Dar asta acum. A murit acum, de curând ăsta, nu mai știu am încercat faza cu deci se potrivea rolul. Nu știu, sunt multe. Tony, am ajuns la momentul ăla în care se făcea umor pe timpuri. Am o singură chestie, vreau să te întreb neapărat despre spectacolul de la din Canada, de la Kitchener. Dar de unde știi tu de asta? Am vorbit la un dat la Sărăcene, ai povestit, nu mai știu unde am fost plecați noi. Și a fost povestea, eu cu Neamțu avusesem în spectacol, dacă mai ții minte, undeva în Cluj, cu băiatul ăla, trebuie să-i facem brațele, de n-avea brațe pe bune. Și ți-am zis noi că am fost penibil. Și a zis, penibil? Și a zis, vă spun eu, doi spectatori și unul beat. Și a zis, nu există.
Și după ce ne-ai povestit, noi am zis, băi, sunt inventate, Tony. N-are au fost cum. Multe faze. Și te-ai jurat aici, nu, spectacol din Canada, de la Kitchener, acolo a fost... A fost unul dintre momentele cele mai penibile din cariera de scenă pe care am... pe care am avut-o. Să știi că a găsit-o și Alex, adică mi-a adus colegii de la Divertis, a deci în turneu în Canada. Se făceau și orașe mici, nu numai Toronto și Montreal, mai erau și de-astea sate. Sarmale de-astea cu 100 de spectatori, cu, ca să mai iasă acolo ceva, să mai știi. Foamea mare. Și am ajuns în localitatea Kitchener. Și aia, de unde... Băi, știi Toronto, știi Montreal, știi Ottawa, Kitchener. Ok, Calgary, Vancouver, minunat, dar Kitchener, ce e Kitchener? Băi, și ne-a dus impresarul, a zis, bă, e rezervat sala de spectacol într-un bar. Băi, noi spectacol în bar nu prea am mai dat. A fost așa, o experiență. Era o noutate. Și într-adevăr, un bar mic, mic, fără scenă, fără... Acolo, printre mese. Am descărcat aparatura pe care o aveam, aparatura de sonorizare. Dar ce să sonorizez dacă erau doi spectatori? Noi eram 12. Eram 12 artiști. Cu impresarul 13. Cu impresarul de acolo și cu impresarul nostru 14. Deci eram ditai și vindeam casete video la în pauză. Da. Păi, nene, aveam doi, unul care nu știu, nici nu știu dacă era român, că n-a zis nimic. N-a, că poate era un canadian care stătea și el acolo să bea o cafea. Da. Măi, și era ăsta un cetățean român, într-adevăr, care stătea la prima masă, restul gol, dar repet, erau cinci mese goale. El stătea așa și urmărea spectacol. Spectacol, o oră jumătate, spectacol. Nu l-ați mai scurtat și voi. Păi, dar noi trebuia să facem spectacolul, că asta era meseria. Am înțeles, da. Că e un spectator, că s-o sută... Tu îți faci treaba, cap-coadă. 5.000? Aia e, okay. Îți faci treaba. Păi, și am început. Bună seara, stimați spectator. Bine ați venit la spectacolul grupului Divertis. Suntem pentru prima oară. La Canadian, nu cred că era. În localitatea Kitchener. Și ăsta stătea așa, avea bere în față, așa, băuse și înainte, că noi l-am găsit trotilat. Și asta, și să uita, să, băi, și de, să dai de ceasul morții, să smulgi un zâmbet de pe fața unui bețiv. E cea mai grea muncă e din greu. Îți spun eu. Și COVID-ul e mai blând decât asta. Deci omul nu... Nimic. Deci am făcut interviurile, glumele, tot ce știam. Că nici nu... Și la un moment dat intră pe scenă colegul Valentin Dare, care are un număr cu vioara, da. Și cântă un soi de potpuriu, încurcând melodiile, trecând dintr-o piesă în alta... deci încurcând genurile, folclor cu muzică clasică, da, cu muzică ușoară, cu așa, o chestie. Foarte haioasă și de mare, mare succes la sălile normale. Și a terminat ăsta pam-pam, mă, și la, după ce a terminat pastilă, omul ăsta are așa o revelație. Are un fior, ceva, da, l-a trezit atins, ceva. Da. Și zice... Mai fă o dată. Înțelegi? Bă, bis! Și s-a apucat chiorul și, și a mai băgat o dată aia. Băi, noi eram pe jos, eram pe nu jos cred, de nu. Râs. Era ceva de incredibil, dar și ăsta... Da, și apasă, te-a rupt. Înțelegi? Și am încheiat, dar la urmă, stai că am uitat un amănunt extraordinar de important. N-a spus mai fă o dată. A zis așa, Bocherini, mai fă o dată. Bocherini. Bă, știa de Bocherini. Păi era în Canada, era plecat de mult. Luigi Bocherini, ăla știa de Bocherini. Bocherini mai fă o dată. Cel mai mare violonist, violoncelist din istoria întrupat muzicii. Întrupat în pastilă, care are trupul ăla lui. Bă, și fața aia. Am curcat care... instrumentele Bocherini, violoncelist, pastilă, violonist. Nu contează. E tot acolo, tot coardă. Bă, ne-a câștigat respectul. Corect. Când a zis Bocherini, gata, s-a terminat.
Înțelegi? Și am zis, bă, merită, ducem spectacolul până la capăt, orice ar fi. Și asta s-a și întâmplat. Am ieșit pe ușa din spate la orbă, că de rușine știi cum actorul, când, actorii când dau kicks, nu ies prin față. Da. Să-i vadă lumea, Neamțu, să-i dea autografe. Neamțu avea o vorbă după fiecare spectacol ratat de improvizație sau semi-ratat, era tăcere și zicea... A fost un spectacol corect. Știa că n-a ieșit dacă... Tony, de-a lungul timpului ai făcut umor despre oamenii politici la greu. Adică umori, ai parodiat, ai făcut umor de bună calitate despre... A fost vreun personaj din ăștia care au fost la putere sau pe care l-ai parodiat, care să te fi sunat sau să fi zis, bă, Tony, până aici, bă, nu pot să faci asta? Nu, pentru că... Adică, nu în mod direct... Nu să-mi spună cineva, mie sau vreunea dintre colegii, băi, ce vă bateți joc de mine, deci de oameni, care că vă dau spun. Judecată. Că... Nu. N-a fost, pentru că am practicat și practicăm un umor politic rezonabil. Adică nu e o batjocură la adresa persoanei fizice. E o adresă, e o ironie la adresa persoanei publice, a politicianului, neatacând defecte, probleme de personale, de familie și așa mai departe. Și în felul ăsta ne-am păstrat într-o relație bună și pot să spun că cel puțin la SRC, după cum știi, acolo l-am cunoscut pe președintele României, toți, în funcție. Da, și pe primul ministru. Și pe primul ministru, da. Și primar, da, și tot iar fel de oameni. Iar cu președintele am și băut. Iată. La SRC. La SRC, da. A pahar de whisky. Pac. Deci ți-ai explicat cum se pune whisky-ul. Țin minte când a scos sacou și erau să pe piște afară și știu că ne ziceai tu, băi, ușor că nu știu ce, și a dat el afară pe să pe piște. Ia să stau și eu cu băieții ăștia, comedia aici. Da. Și a mâncat cu noi la pauza de masă, dacă mai ții, da, da. Caserolă de aia urâtă. A mâncat. Cu ecler și am băut whisky cu președintele la cămașă. Am poză și acum cu el pe perete. Deci, nu neapărat că am avut vreo afinitate pentru Traian Băsescu, dar să ai poză cu președintele, m-am gândit că măcar atâta lucru să arăt și eu copilor la finalul carierei. Și uite, bă, că am filmat acolo, am făcut poze. Am făcut și cu Iohannis, la WC-ul, la Sibiu. Într-o carieră de actor, n-ai șanse să stai alături de un președinte prea multe. Nu-s prea multe șanse. Corect, de astea. Corect, și nu atât de relaxat la un pahar de... La 10 ani se schimbă președintele. Câtă carieră ai și tu? Ai 4 președinți prins, corect, da? Corect. Zici, da? În varianta cea mai... De asta am și păstrat poza, că am mai văzut ăștia, am mai pus poze, nu știu ce, după acasă și a văzut ăștia, ai poze cu Băsescu, cu nenorocitul ăla, și n-are legătură. N-are legătură. E pomândria. Nu, n-are nicio legătură. Adică... Nu, că oamenii confundă. Noi nu, când invitam politicieni la emisiune, nu îi invitam ca să facem propagandă politică, nu, o făceam doar de dragul comediei și de a scoate de la ei lucruri pe care nu le spun în alt context, să oficial sau... Eu m-am gândit serios, l-aș invita pe Traian Băsescu la un podcast și cred că ar accepta și mi se pare că e genul de om care are ce... Este cel mai bun interlocutor. Asta zic și dintre toți politicienii, dintre... Nu, ba da, pot să spun, e cel mai bun interlocutor. E. Dacă îmi pare rău de ceva, îmi pare rău că n-am reușit să-l conving pe Ion Iliescu să vină la o emisiune de-a noastră. Băi, pe toți am convins. Dar de la Petre Roman, pe cine vrei, cei care contează. Pentru că, repet, nu inviți la o emisiune de comedie sau de divertisment oameni care să nu conteze pentru public. Mă refer la politicieni. Trebuie chemați oameni care să aibă... Din prima linie, ăia care au față și care au ceva de spus. În rest, marea masă. Ce, inviți parlamentari necunoscuți de aia care dorm pe acolo? Să ce? Să te adoarmă și pe tine? Nu te interesează. Dar dacă s-ar bate Băsescu... De asta ar trebui să se bată politicienii, să apară la emisiuni de genul ăsta. Ar trebui să se bată. Să pentru apară, că, nu? Pentru că în momentul în care un politician nu este luat în seamă de umoriști și nu este... Înseamnă că nu există. Nu este caricaturizat, nu se fac glume pe seama lui, înseamnă că e un politician slab. Da. Asta dar nu înțeleg. Ei se rezumă la faptul își bate joc de mine. Nu mă duc la Bobonez sau nu mă duc la Grecu sau nu mă duc la ăla. Mare prostie.
În America e bătălie. Știu. Să ajungă la emisiunile comicilor care au late night show-uri sau în mai știu America, ce alte. America oricum este. Dar e altă cultură. Da. E cultura anglosaxonă. Uite și e la noi umorul, că e, de-abia se dezvoltă asta cu podcasturile, care e o formă de emisiune de acasă. Cât de, cum ți se pare asta? Cu toată podcastul este avalanșa asta de podcasturi, este, de emisiuni. Este ruda săracă a talk show-ului de televiziune. Uh-huh. Pentru că e făcută într-un context domestic, dar e mai relaxat și poate că din cauza asta și prinde la public, pentru că nu trebuie să respecte toate rigorile și toate normele impuse de legea audiovizualului. Corect. Pentru că știi cum putem e. Putem să facem orice aici, sunt un online. Bă, la televizor nu poți să faci orice. Corect. Și asta e și diferența. De asta nu poți să faci confuzie între cele două tipuri de exprimare. Într-un fel o faci în online, într-un fel o faci la televizor. Și avem exemple concrete. Uite, băiatul ăsta, Shelly, a încercat să facă ceva la televizor, el venit cu experiența lui din online. Am văzut. Nicio șansă. Nicio șansă. Și e doar un exemplu. Aș mai putea să dau mai multe. Mai repede faci din dacă vii din televiziune în online decât dacă ai face din online să vii în televiziune. E clară treaba. Mai experiența curând. Televiziunii exact. Este una care nu se compară cu nimic. Școala pe care o faci făcând televiziune, n-ai cum să o câștigi altfel, pe online niciodată. Online-ul este o mare malaxor, un uriaș malaxor care n-are filtre. Da. Și din cauza că el nu are filtre, lucrurile bune se pierd între munții de gunoaie. Corect. Pentru că internetul este un munte de gunoi în care sclipesc mărgăritare. Păi da, filmele pac, porno. Pac, pac, filmele pac. Porno. Păi, de ce a fost inventat internetul? Pentru filme porno? Pentru industria porno. Să le dea Dumnezeu sănătate atunci la aia de a inventat. Dintre toate podcasturile, ai vreun notabil care ți-a rămas în cap? Urmărești ceva? Că sunt o grămadă. E Micuțu, da? Care este un... un bun cozor și un om pe care eu îl apreciez și da. Așa. Este al tău care e nou acum. A, da, al meu e la început, oarecum. Am mai văzut, deja are. Am mai văzut vreo două, dar așa am trecut mai mult pe lângă ele. Ai văzut că și Happy Fish-ul s-a reinventat puțin, fac niște cu colegii, povești acolo, Mușala, Tantic, cu Gicu, da. Bine, da, 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 și ei m-au chemat, m-au... Să nu te duci, Tony. Băi, să știi că la fel o să le spun și lor despre tine. Corect. Până la urmă, ești un fel de maestru Miyagi din Karate Kid pentru o generație întreagă de comedianți, pentru că am trecut prin mâna ta acolo la SRC. Eu, unul, am simțit ce aveam nevoie să simt în perioada aia și m-a ajutat faptul că mi-ai dat mână liberă să fac toți cretinii aia, că era Costel, că eram ăia de îngropam, găseam interviurile care erau absolut... Da, boierul român pe care l-ai jucat în Sulei Mazăre. În Sulei Mazăre, da, boierul român, da. Erau cât niște am momente. Râs la personajul ăla al tău, Doamne, și se potrivea atât de bine. Era... Tu ai un profil de boier, știi? Adică ai gabaritul păi, de da, boier. Așa erau grăsuți, erau... Și cu potcapul ăla pe, știi, pus pe da, cap. Da, Doamne, cum era, e extraordinar. Zim, în ce relație ești cu foștii colegi de la SRC? Adică cu cine mai ții legătura, păi, cu cine vorbești regulat? Cu foarte mulți, adică ultima dată ne-am întâlnit acum, înainte de anul nou, și am făcut un program pentru TVR pe care l-am dat, da. Și care a fost foarte ok, foarte frumos. Să știi că am o surpriză pentru tine și am o serie de mesaje de la toți colegii de la SRC. De fapt, nu sunt mesaje. Fiecare dintre ei îți pun o întrebare. Așa. Cel taie capul pe fiecare. Acum, așa. Tony, așa. Îi dăm drumul, da? Hai. Să rămână, domnul Tony, să trăiți Gigu Gojirasa. Vă scriu de aici din Țăndărei și de-aia nu pot să pun decât următoarea întrebare. Domnul Tori, ați fost vreodată la curve? Gicu, da. Sunt lucruri care se spun în public și lucruri care nu se spun în public. Tu, care ești un băiat foarte relaxat din punctul ăsta de vedere, adică mai libertin, te-ai gândit să-mi pui mie întrebarea asta, să mă pui oarecum în dificultate. O să-ți răspund. Nu știu.
Care a fost omul care te-a enervat cel mai rău în viața ta și cum l-ai fi pedepsit în acel moment? Sunt mulți oameni care m-au enervat în viața mea. În general, nu oameni care să-mi fie apropiați, ci oameni din spectru politic. Unul dintre ei pe care am fost eu foarte nervos a terminat destul de rău. Și a terminat așa cum... Nu eu, n-am vrut să se termine la zid. Dar așa s-a întâmplat. Așa s-a terminat. Așa l-a executat istoria. Păi dacă t-a cerut bătrânul la moarte, moarte, n-am ți-a mai pus încă una, dar asta e mai mult amuzantă. Mulți oameni te-au făcut să râzi, iar tu ne-ai făcut să râdem. Dar cine te-a făcut să plângi? Auzi, deci că e Virginia Vodă, mă, la TVR, pe bune. S-a dus bine de tot pe ele. Andreea Marin la surprize, surprize. Băi, plângeam la emisiunea aia. Te emoționa. Nu știu, dar cred că din cauza muzicii. Băi, dar la iartă-mă, nu plângeai? Nu, la surprize, surprize. La băi, surprize. Plângeam. Rupeai. De când venea oia și se pupau și se îmbrățișau și venea aia din Spania și vedea pe ăsta din România după 40 de ani. Deci Andreea Marin te-a făcut să plângi. Bine că s-a terminat emisiunea aia, că nu știu ce mă făceam. Rămâneai o țineam numai într-un plâns. Dragul meu, Tony. Aici e mai de suflet. Prietenul meu și mentorul meu și sfătuitorul meu de viață. Vreau să spun în primul rând că te iubesc și te prețuiesc și te respect și îți mulțumesc pentru toate darurile pe care mi le-ai făcut până în acest moment, pe tot parcursul nostru, pentru toate valorile frumoase pe care le-am învățat și le-am moștenit de la tine. Și aș vrea să te întreb, care este cea mai prețioasă lecție pe care ai învățat-o pe tot parcursul călătoriei noastre de până acum? Te iubesc și te îmbrățișez. Cea mai prețioasă lecție? Cred că sunt mai multe. Nici nu știu ce să zic. Cred că cea mai prețioasă lecție este să... să faci cât mai mult pentru echipa cu care muncești și cu care îți împarți bucuriile profesionale. Îi vorbesc strict din punct de vedere profesional. Și eu le dau sunt cola. Un om de dau cola. Poți să echipă. Le-am dat cola gratis. Da. Le-am dat cola. Sunt un om de echipă. Am fost în mai multe echipe și asta pot să spun că e cel mai este important. Cel mai important. Câte kilograme crezi că am acumulat în sarcina aceasta? Aniela, care a dat și variante 5-7 sau a avut 12 și a rămas la 7. Păi, e gravidă din nou? Da, mă, da. Aniela e gravidă din băi, nou? Băi, nu, stai puțin că trebuie să arăt și poză, că mi-a dat poze să arăt. Băi, stai puțin că eu n-am vorbit cu ea în ultim... Da. Că a fost cu boala, cu astea, cu spitalul și nu mai știu nimic de Aniela. Adică am mai schimbat niște mesaje, dar nu mi-a spus că e însărcinată. Poza este cu ea într-o baie de genul ăsta și eu am zis, păi nu se vede că ești însărcinată. Și ea mi-a scris așa, aici sunt în baia din apartamentul Zoiei Ceaușescu, să-i zici lui Tony, în Palatul Primăverii, săptămâna trecută am trecut pe acolo. Doamne! E însărcinată, e însărcinată, m-a lăsat cu gura căscată. Aniela... Ești sigură? Este, de ce? Te salut, Tony. Salut, Tony, sunt Cosmina ta. Câte kilograme? Salut, Tony, sunt Cosmina ta, Anticu, și vreau să te întreb dacă, de exemplu, Vlad, fiul tău, ar fi vrut să facă umor, l-ai fi luat la SRC și în locul cui? Și PS, ca întrebare așa suplimentară, când îmi dai banii ăia? Aici e problema cu banii, bă, tot timpul, între 180 de lei? Da, de la păcănele, că nu i-a dat special. Nu trebuie să-i dau, eu trebuie să-mi dea el. Dar vezi, nu mai ține minte. Ce caracter are acest individ? În locul tău ar fi jucat la salutare, Tony. Mușat sunt, sau Tetelu, că tot tu ai pus pe video în picioare personajul acesta. Întrebarea mea este următoarea. Dacă ar reapărea brusc tovarășul Nicolae Ceaușescu în peisaj, cum i-ai explica tu, Tony Grecu,
pandemia. Ei spune că trebuie să intre în casă începând cu ora 20, în casa poporului, desigur. Deci Mușat a rămas foarte atașat de latura politică. Dacă ar exista, dacă am trăit acum în epoca Ceaușescu, pandemia n-ar fi existat și eu nu ar fi trebuit să explic nimănui nimic. Pentru că pandemia nu are curajul să intre în România, înfrunte un popor brav, puternic, un popor care luptă pentru propășire, pentru bunăstare și pentru... Ce tupeu să ai să faci asta? Da. Triumful comunismului. Deci nu se ar pune. Fi existat niciodată pandemia. Corect. Simpatica Gina Pistol și Gina. Am o întrebare Gina. Serioasă de altfel. Tony, ce părere ai tu despre un om căruia trebuie să-i explici o glumă? Gluma fiind bună de altfel. Gina, aceeași părere pe care o ai și tu. Un prost. Salutare, Alexandra Timoftei aici. Tony, am și eu o curiozitate. Da. Dacă s-ar vaccina toți colegii, da, unde e organizat următorul team building? Finalul e foarte bun. Ca să știu să mă pregătesc, nu de alta. Te pupă criza! De unde te duc, că niciunul nu-i sărătos la cap, să știi, Tony. Deci finalul am alătăt. A fost criza. Unul dintre rolurile ei cele mai tari, criza economică. Știu. Da. Dacă s-ar vaccina toți colegii, la mine acasă. Corect. Salutare, oameni buni! Tetelu. Tetelu aici. Stimate domnule Tony Greco, care pentru mine este cel mai mare comic în viață. Precizez, cu excepția. În viață. Ați prins gluma, da? Cel mai mare comic în viață de la Tetelu încoace, desigur. Am și eu următoarea întrebare. Domnul Greco, dacă ai avea ocazia să faci sex cu sensul vieții, cu ce vorbe l-ai vrăji ca să accepte să se culce cu tine? Și doi, ce i-ai spune tu sensului vieții la țigara de după, așa de la obraz și ca de la om la om? Like-uri și prietenie la toată lumea, dar mai ales lui Tony și Bobonete! Mulțumesc, v-am pupat! Dacă aș face sex cu sensul vieții, probabil că aș fi foarte curios să văd cum este să faci sex și cu contrasensul vieții. Englezesc, mai englezesc. Tony, am trecut de subiect, dar am uitat să întreb vis-a-vis de asta cu Revoluția și cu Ceaușescu. Pe 22 decembrie tu ai fost în piață. Da. Radu Paraschivescu a fost invitat la podcastul ăsta și ne-a spus o chestie foarte interesantă atunci, de a rămas tăcere. Noi eram pregătiți, cum că existau simulatoare undeva sus, filmate special cu lumină pe ele, și că de fapt ăia care au ajuns sus și au văzut că era simulatorul care se trăgea, ei au fost împușcați după ca să nu spun adevărul. Și că știa și niște difuzoare, nu știu ce copaci pe la Muzeul de Artă acolo vis-a-vis. Tu ai ajuns pe 22 decembrie în piață și ai pus mâna pe tank. Ai ajuns acolo să pui mâna pe tank ca să vezi cum e și te-ai plecat acasă sau ce s-a întâmplat? Eu am trei povești, trei episoade mari în existența mea care au contat mult pentru mine. Cele două luni petrecute în Ucraina, când am fost trimis ca specialist, ca inginer să instalez niște calculatoare la niște combinate de fire și fibre sintetice prin zona Mogiliov, Kiev, în fine, undeva între Ucraina și sau la granița dintre Ucraina și Belorusia, pe acolo. Da, de ce te-au trimis tu mai pe tine? Eram inginer la fabrica de calculatoare. A, și am fost într-o echipă de specialiști care am fost delegați să instalăm calculatoarele alea și m-au lăsat două luni de zile să
fac service, da? Ok. Altceva fabulos. Dar nu intru în amănunte pentru că durează foarte mult povestea și e ca un film incredibil, de comedie. Așa. După aceea a fost Revoluția. 21 decembrie, cum s-a desfășurat ea și ce am simțit eu atunci. Eu am fost și la demonstrația oamenilor muncii din 20, când sau nu, când a fost? 21. Când ultima adunare populară, când Ceaușescu... Când pleacă de acolo, când îl trag înapoi? Nu, când striga Ceaușescu, stați la locurile voastre, păi alo, nu e pe 22 asta? Pe 21. Pe 21 e. Pe 22 a plecat cu elicopterul. Nu? Parcă așa e. Păi nu a plecat în aceea zi cu elicopterul? Nu. Oamenii încep să țipe? Nu, nu. El e tras? Nu, 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 nu. Sunt două lucruri diferite. Gata, știu ce. Adunarea populară s-a întâmplat într-o zi și fuga s-a întâmplat în a doua zi. Așa e, da. Bun. Și a treia poveste este asta cu COVID-ul. Deci astea trei povești sunt aici. Și dar asta de la Revoluție, prezente. Asta Revoluție, nu poți să ne zici pe scurt ce... Pe scurt, pot să vă zic, dar... Adică de ce te-a marcat toată treaba? Ce s-a întâmplat acolo? De ce m-a marcat? Pentru că este... adică am fost martorul ultimei apariții publice a lui Ceaușescu și am văzut... Am văzut cum a început Revoluția efectiv, pentru că acolo a început Revoluția. În secunda aia, acolo au fost primele strigăte și primele fluierături și primele huiduieli și prima explozie, ca să zic așa, socială. În momentul în care, în timpul manifestării, când Ceaușescu promitea mărirea pensiilor cu 100 de lei și cu 10 lei și mai dădea la mame nu știu ce și alocații și asta, la un moment dat s-au auzit două bubuieli, două pușcături, da, cum ar veni, care au venit de la o distanță mică din spatele meu. Eu presupun că era undeva sub autobuzele de amplificare, cu amplificarea, da, ale televiziunii române. Asta zicea și era după unde, care erau parcate în fața Bibliotecii Naționale, da? De sub autobuzele alea, de lângă autobuzele alea, zic, poc, poc, de ca și cum s-ar fi tras cu o armă. Moment în care s-a instalat o panică uriașă și am întors capul și am văzut cum într-o secundă toate materialele de propagandă vizuală au fost aruncate, au dispărut și a început o fugă nebună spre ieșirile din piață. Eu am fugit odată cu cordonul care asigura protecția, cordonul de muncitori, știi, cu brasardă. Da. Și cred că am fost printre primii 100-200 de oameni care au ajuns în bulevardul Maghero. Acolo am văzut oameni care s-au împiedicat, care au fost călcați în picioare de masa de persoane care defluia dinspre piață. Erau peste 100.000 de oameni acolo. Era o nebunie întreagă. Și când am ajuns în fața hotelului Intercontinental, grupul ăsta de oameni mic a început să strige, dar uitându-se spre Intercontinental ca și cum... Intercontinentalul era un simbol al libertății, al capitalismului, al Occidentului. Și strigau așa. Și de pe geam erau niște turiști străini, probabil, care filmau. Aveau camere și filmau. Și oamenii ăștia strigau, hoții, 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 huu! Și după aceea, criminale. Astea au fost primele strigături. Hoții, ho și criminale. Și... Tu aveai sacoșa la tine? Că ai zis că erai cu sacoșe la început. Sacoșa mea de... Nu, mă gândeam nu. Unde fugeai dacă erai doar cu sacoșe. Deci, fii atent, eu am ajuns acolo din proprie inițiativă. Nu m-a pus nimeni, eu vreau să mă duc la Andrei Partor să ascult muzică, dar nu mi-a răspuns la telefon și a zis, mă, acasă nu pot să mă duc, circulația e tăiată, nu mergeau troleibuze, autobuze, că totul era blocat. Ce fac eu acum? Unde mă duc? Păi poate Partor o fi fost în piață. Băi, nu știu unde era, dar neavând unde să mă duc, m-am dus la demonstrație, mă, n-am fost niciodată, măcar acum să vă știu, că aveam o presimțire că e ultima. Înțelegi?
Că știam de la Europa Liberă ce s-a întâmplat la Timișoara, toată lumea știa, absolut toată lumea era știa. Nu era o noutate. Nu, și era o presiune în piață și era o stare așa apăsătoare, era ceva extraordinar. Deci, cea mai tare emoție colectivă pe care am trăit-o eu vreodată, aia a fost, la Revoluție în zilele alea. Deci, nu există așa ceva, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și... N-ai făcut niciodată sex în grup. Nu, dar nu-i timpul pierdut sau trecut. Și revin la Intercontinental și o să-și închei cu asta, pentru că mi se pare relevantă toată treaba. Era un tablou cu tovarșa Elena Ceaușescu lăsat lângă stâlpul de la gura de la metrou. Este și acum stâlpul ăla acolo, nu l-a scos nimeni din pământ. Și era pus așa. Băi, și treceau niște băieți în fugă din piață și zbang băgau cu piciorul. Câte o șută în gură așa, frumos, pac, i-a mutat un ochi, i-a rupt o falcă, știi? Și un polițist, milițian, pardon, un milițian, ce s-a gândit el în educația lui socialistă pe care a primit-o în școala de milițieni? Să meargă el să ia tabloul ăla de acolo, să nu-l mai batjocurească niște indivizi certați cu bunul simț. Măi, și-a luat el tabloul să-l dosească, să-l pună după zidul ăla de la gura metroului, să nu mai fie batjocuri. Măi, și în momentul ăla s-au îndreptat spre el vreo 7-8-10 persoane, printre care și eu. Da. Băi, și când l-am luat de haine, i-a zburat căciula cât colo. Băi, a fost ceva, o pornire animalică, cum nu credeam că sunt în stare eu să trezi. Dar eram în turmă, nu mai gândeam. Băi, să-i scoatem ochiul ăla. Că a vrut să pună tablou, mă. Da, mă. Că eram îmbrăcat în milițian prima dată. Asta ce te-a înjurat ăla, Victor, te-a văzut la SRC sau pe la televizor. De sărac, era una. Băi, băgat. Și cineva a spus, nu-l omorâți. Mamă, da, așa era, da, porniți, băi. Jur. Creați jur, pe ăla, jur, cu zombi nu care... Nu omorâți, că îi dădeau picioare, îi dădeau lui săracul, n-a căzut jos, dar era cu pumni, cu de-alea așa. Și a zis, nu-l omorâți. Băi, i-a salvat viața, că în momentul ăla toți s-au oprit ca la un semnal. Și individul s-a întors și a fugit, nene. A lăsat căciul, a lăsat fular, a lăsat tot. Îl omorase pietonul acolo, că mutase. Băi, dar așa ceva... Nu am crezut că sunt ăsta. Eu nu sunt un individ încă violent. Încă o dată, nu ăsta sunt... este un răspuns la ce vorbeam la începutul interviului. Eram Băi, nu mai judecam cu mintea mea. Deci, ca să-și dea seama lumea de ce nu era bine pe timpul lui Ceaușescu. Să ajungi la nivelul ăla, să vrei să omori un om. Da, și după aceea m-am dus la fabrică unde colegii mei, ingineri, făceau electronică și reparau calculatorul și au spus, sunteți nebuni? Băi, sunteți nebuni! Duceți-vă în piață că e urgie în oraș. Ok. Cu osciloscop. Mă rog. A doua zi s-a terminat. S-a închis fabrica și a început revoluția. Și la revedere. Da. Tony, ai zis tot timpul despre mine că sunt un tip care fac un fel de umor ecologic, fără euri, natural. Da. Cred că nu este greșită exprimarea. Îmi mențin părerea. Mulțumesc. Știi, foarte pentru tare. Că sunt foarte... puțini oameni care au umorul nativ în corpul lor, care au față, care au voce, care au atitudine. Tu ești unul dintre oamenii fericiți pe lumea asta, înțelegi? Pentru că muncesc pe baza talentului dăruit. Cei mai mulți oameni nu au șansa asta. Trebuie să muncească în silă. Ești de noroc. Din nevoie. Ca să câștigi un ban, să duc o pâine acasă la copii. E, oamenii ăștia dăruiți ca tine sunt rari. Și de asta cred că trebuie și ocrotiți de lege. Și așa, măcar taxele și impozitele să fie ca niște peșteri de alea care sunt monumente ale naturii sau, La rândul meu, Tony, dă-mi voie să întorc complimentele și să spun că întotdeauna tu ai reprezentat pentru mine vântul necesar în pânze ca să am mai multă viteză și de fiecare dată m-ai făcut să zâmbesc, dacă nu să râd cu lacrimi, la fiecare convorbire, fie că a fost mesaj,
sau telefon. Și așa cum zicea și Cătălin Oprișan, invitat aici la podcast, fiecare zi în care nu zâmbești sau nu râzi, măcar o dată, este o zi pierdută. Iar tu de fiecare dată m-ai făcut să râzi și pentru asta îți mulțumesc. Ești unul dintre cei mai în vârstă invitați pe care am avut la podcast până acum. Așa. Te vezi la bătrânețe în Cismigiu jucând șah și dacă da, cu ce alți oameni de seama ta la 60-70 de ani ai vrea să joci șah? Nu, mai în spital am jucat șah cu calculatorul, cu laptopul, nu mai e. Și n-ai vrea să te vezi în parc cu Țiriac să-l faci la bani? Băi, l-am văzut pe Țiriac acum 3 zile la o terasă acolo în Băneasa. Ce drăguț! Era în mașinuca aia lui, în Jaguarul ăla lui, mic, mașină, mică fără acoperiș, e o mașină fără acoperiș, de asta. Da. Și era singur, nu era singur, mai era cu un domn în mașină și stătea într-o mare de mașini, pentru că era blocaj totul și a spus, bă, nici Țiriac nu se poate mișca de aici, deci în fața traficului nenorocit din București toți suntem egali. Te-a bucurat asta? Da. E, m-a bucurat, nu. S-a dus acolo la o terasă în Băneasa, na, omul, bă, da, un miliardar sărac. Ca da, noi, așa. Corect. Așa e, Tony, știu. Tony, am ajuns la finalul interviului cu un test rapid. Un test rapid, trebuie să-mi răspunzi repede. Să nu. Ăla. Eu zic două chestii, tu alegi, da? Așa. Gigel Frone sau Montserrat Caban? Gigel Frone. Monica Bellucci sau Mădălina Ghenea? Pe Monica Bellucci o știu. Pe Mădălina Ghenea... A, e vestitul model. Mădălina Ghenea. A jucat în... În toate filmele mele când dorm. Nu. A jucat în multe și joacă bine, cred. Da, nu. A jucat în ăsta cu tinerețe, nu? Youth. Da, foarte frumos film. Cu barca pe apă sau cu elicopterul în aer? Nici. Munte sau mare? Mare. Pizza sau paste? Paste. Sex în grup sau sex singur? Indiferent, la un moment dat nu mai contează. Corect. A pus un în Grecia sau răsărit un Bacău? Ce întrebare asta, mă? Pe bune? Mă, cum, mă? Normal că răsărit un Bacău. Pește cu mușdei sau pește cu lămâie? Pește să fie. Duș rapid sau cadă fierbinte? Oh, duș, nu. Pastile sau remedii naturiste? Pastile, nene. Apendicită sau sinuzită? Ce ai zis? Apendicită sau sinuzită? Sinuzită, că am avut și știu cum e. Rahan sau Hagi? Rahan, că e personajul copilăriei. Asta a fost destul rapid. Acum avem și jocul acolo, dacă îți vine să crezi. Eu trebuie să te cronometrez. Avem un joc, două belciuge, vorba vine, ca așa le zice. Sunt două chestii care trebuie despreunate, Tony. Așa că te provoc să iei acolo joculețul. Eu dau drumul la cronometru, da. După ce te uiți de el, o să dau drumul la cronometru când zici tu start. Băi, nu prea mă pricep la de astea. Poți da drumul la cronometru? Poți să... Da. Am dat drumul. Trebuie să le desprăunezi. Adică e foarte ușor una dintre alta. Băi, o să fac ca milițienii. N-ai un... Nu cred! 6.75. Băi, Tony! Este incredibil! Deci trebuie să te trec. Deci era Oprișan... 6.75, da, nu cred că mai există peste tine. Da, vreți să spun ceva? Știi că eu am o dexteritate deosebită. Eu sunt, pot să mă mândresc cu asta. Sunt un individ care pe ce pune mâna, repară. Da, am văzut, să știi, când te-ai îndreptat înspre, puteai să-l faci mai repede o secundă. Lucrurile astea trebuie să le mângâi. Nu trebuie să le forțez. Știi cum e la poliție, la miliție, a fost la școala de miliție, s-a dat un test de ăsta de perspicacitate, știi? Cu, nu. Cu pătratul și cu cercul? Nu. Și știi, era decupat un mai multe figurine din tablă, știi? Un cerc, un triunghi și un pătrat. Și polițiștii trebuiau să potrivească cercul peste cerc, pătratul peste pătrat.
Și triunghi. Peste triunghi. Și unul dintre ei a ieșit transpirat din sala de examen și l-au întrebat colegii: ce-i cu tine, mă? Ce-i cu tine de aici așa transpirat? A zis: bă, nu mi-a intrat pătrat în cerc și l-am bătut cu un ciocan. E gura mamei, așa și cu asta, știi? Atent un ciocan că rezolvă. Sau bancul ăla genial cu avion, nu știu dacă știi, că trebuia să facă unii un avion și au un concurs. Ruși, americani și români. Și trebuia să facă un avion dintr-o masă de metal, cumva așa, știi? Și au luat rușii, au potrivit tablele alea acolo, bă, și până la urmă, în loc de aia, ești un excavator. Știi? A zis, bă, cum v-ați făcut, mă, cretinilor? Bă, așa ne-a ieșit. Dar a luat americanii, le-a ieșit, dar un avion fără aripi, că n-au mai știut cum să le îmbine. Și la români, bă, avion perfect, perfect, din toate alea, perfect. Ce, cum v-a ieșit avionul? Că, în mod normal, acum, ca să știți ceva, nu putea să vă iasă avion niciodată, pentru că nu erau toate piesele, nu era toată structura, nu. Am vrut să încerc și totuși v-a ieșit avion. Cum ați reușit? Și Romul a spus, l-am luat rara și pădălăm. De bune. Tony, ai un marcă, scrie-mi și mie ceva pe masă să rămână pentru viitor aici, pentru cei care vin să vadă că ai trecut și tu. Mulțumesc. Tony, Emagul ne-a trimis vinul ăsta, de n-am apucat să-l bem atât cum am fi vrut, dar nici tu nu ești un mare băutor de vinuri, dar o să-ți dau o sticlă pentru acasă, pentru Cristina. Sunt cu mașina, dar da. Ăsta este un cadou. Bun. Da, e un Domaine Clarins Dillon Clanderel Rosé. Aveam descriere de la Găbie, începea frumos, auzi, vine vara, bine îmi pare, am rapelul, ies la plimbare, fără masca din dotare, deci era... Cum îți place ție, frumos. Dar nu mai avem timp pentru asta. Eu îți mulțumesc pentru că ai venit la noi la podcast. Cu drag. Îți doresc multă sănătate, să țină Dumnezeu în continuare la fel de vesel. Și ție la fel, și tuturor celor care se uită la podcastul tău. Numai sănătate, la maximum sănătate. De ce să se uite lumea la podcastul cu tine invitat? Aia e camera ta, toți invitații facă treaba asta. Uitați-vă la podcastul în care eu am fost invitat, pentru că... Pentru că e cu mine. Mersi, Tony.